Vă spun bine ați venit la ședința de Comisia Local și mai ales invitațiilor care se află în sală și vor să urmărească la această ședință. Și am să vă citesc ordinea de zi. Articolul 1. Convocarea Consiliului Local a orașului Târgu Ocna în ședință ordinară, în data de 26 iunie 2017, ora 15, la sediul primăriei orașului Târgu Ocna, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Nurțu Costache, președinte de ședință pentru luna iulie 2017. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin citație publică a spațiului comercial situat la parterul blocului F13 din strada Victoriei, numărul 38-42. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului și clădirilor aflate în orașul Târgu Ocna, strada Tisești, numărul 45, pentru o perioadă de 25 de ani către DGASPC Bacău, pentru implementarea proiectului servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 din hotărârea de Consiliul Local numărul 53/31/05/2017, prin care au fost aprobate tarifele pentru serviciile publice de salubritate prestate de SGCUP-TSA pentru persoanele juridice de pe raza orașului Târgu Ocna. Aș dori, cu acordul dumneavoastră, să spunem pentru ordinea de zi, să mai introducem un punct numit așa, în locul punctelor diverse, numit interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local. Ca punctul 5. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog. Nu ați anunțat prezența la Consiliu. Ședința este statutară. Motivată lipsesc doi consilieri locali, domnul Ilie, de la PSD, și doamna Nina. Urmând ca după aia, după ce am sunt prezența și ordinea de zi, să stabilim semnarea pentru să-i verbal de ce să trecute și aprobarea. Și alte aprobarea ordinii de zi, așa cum a fost inițiată de primul orașul Târgu Ocna. Și ulterior, dacă această ordine de zi nu este aprobată, să rugăm Consiliul să supunem la aprobare interioară de noastră. Eu ce să înțeleg de la dumneavoastră, domnul Mosu? Că faceți pregătirea președintelui ședință? De ce nu l-ați chemat înainte? E să discutați, ca să nu fie această intervenție inoportună. Dar nu cred că e o procedură aiurea. E normal ca înainte de începerea ședinței să stabilim cadrul legal care se poate să facă această ședință. Îl chemați înainte pe domnul următorul președinte care va conduce așa și îl pregătiți ca să nu facă erori așa de mari. La iniciativa voastră, da. La fiecare ședință așa. Care a fost... Și mă chemați pe mine, că nu mi-a rănut. Așa, și mă educați. Ordinea diverse, produsă de ordinea de zi, nu este legală, pentru că nu are raport cu Comisia de Specialitate. Având în vedere că nu putem dezbate această temă decât în cazul Consiliului, consider că a fost legal ca să o propunem fără ordinea diverse și noi, în plenul Consiliului astăzi, să stabilim dacă ulterior vom aproba diverse ca punct de critic sau la diverse ca... Deci ce discutăm noi? Ordinea de zi? În prima fază, ordinea de zi, așa cum a fost aprobată de noi. Pașii greșiți care i-a făcut domnul președinte. Supun la vot ordinea de zi. Cum a fost aprobată? Cum a fost aprobată de primarul orașului. De primarul orașului. Propusă de primarul orașului. Cine este pe? Împotrivă? Se abține cineva, mă abține. Deci propun ca la echipa, ca la punctul 5, ca la punctul 5, să introducem pe ordinea de zi suplimentară interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local. Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? Întrebări, interpelări. Da. Fără declarații politice.
Ați supus la vot, haideți să vătăm. Poate sunt discuții înainte, nu? Da, să discutăm. Putem discuta pe acest punct, care trebuie introdus pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere. Deci m-am uitat la, și la alte primării din țară, mai ales cele din vest, din Timișoara, Sibiu, și toate au puncte diverse în care cetățenii pot ridica problemele lor și pot adresa întrebări Consiliului Local. Altfel nu s-ar putea manifesta și nu ar ține legătura cu cetățenii. Este o părere personală. Vă rog. Are cuvântul domnul președinte. Domnilor consilieri, acest punct care este propus de domnul consilier Măciucă și noi nu ne permitem în primărie să chemăm de domnul Măciucă să-i dăm sfaturi pentru că dânsul este un bar început și știe cum se conduce o ședință. Este trecut regulamentul dumneavoastră și vedeți că există un moment înainte de ședință când se pot face aceste interpelări și vă rog să citiți regulamentul și îmi pare rău cum l-ați citit. Domnul Roșeț a făcut mai multe ședințe această observație și având în vedere și pregătirea și experiența dânsului, constatăm că are dreptate. Punctul divers nu poate fi introdus pe ordinea de zi pentru faptul că nu are documentele pe care le solicită legea în spate. Și mulțumesc pentru observația pe care a făcut-o și este corect ca noi să discutăm punctul divers, să discutăm orice, dar în afara ordinii de zi. Deci tot în ședința de astăzi. Deci eu vă rog foarte mult să aprobați ordinea de zi așa cum a fost propusă și dacă vrea domnul președinte să supună la vot și acest, să zicem, această observație, acest proiect cu interpelări, ea este stabilită din regulament și nu cred că mai este necesară să o stabilim de fiecare dată. Regulamentul prevede foarte clar când consilierii pot face interpelări. Asta nu înseamnă că cineva limitează dreptul dumneavoastră de a ridica toate problemele, dar în aceeași ședință, dar nu pe ordinea de zi, după ședință, imediat toate problemele noastre vor fi notate de către cei prezenți și vor fi rezolvate. Și mulțumesc domnule Roșeț pentru observația pe care a făcut-o și chiar le rugăm în continuare acolo unde observă că noi facem mici greșeli, să spunem așa, să ne îndrume, având în vedere pregătirea și experiența pe care a adus-o. Să înțeleg că am de zile punctul diversei a fost ilegal, că n-a avut în spate nicio documentație până acum, nu? Și brusc, de acum s-a hotărât să nu mai fie așa. Bine. Procedem la aprobarea punctului 1. La votarea proiectului la punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Nuțu Costache, președinte de ședință pentru luna iulie 2017. Cine este pentru? Comisia juridică? Comisia juridică? Domnule președinte, un tip, chiar dacă am intervenit este domnul Moscou, este bine primat, puneți în discuții procesul verbal. Mi-am atras atenția domnul președinte, dar dacă trebuie să nu lăsați în urmă, nu puteți. Trebuia atras de un coleg. Supun la vot aprobarea procesului verbal din ședința precedentă. Dacă sunt discuții, pe marginea procesului verbal? O singură observație. Văd că doamna secretar lipsește. Este în concediu. Și de câte ori lipsește, se vede și prin conținutul proiectelor de hotărâre materialelor, dar se vede și a modului de redactare a procesului verbal când domnia sa nu este la ședință. Pentru că am înțeles că acest atribut revine domnului Moscou. Nu era. Cum? Consiliul? Nu m-ați înțeles. Spune. Rog să se consemneze ad litera ceea ce susține fiecare consilier și nici de cum o sinteză a dezbaterii. Să zicem, procesul verbal când era domnul Dima. Sugerează nu știu ce. Propune nu știu ce. Deci, exact ca un stenogram a ședinței, așa trebuie să consemnați și să vedeți. Da? Mi-am însușit, domnul consilier, o să transmit și eu mai departe consiliului care a fost. Să
pun la vot aprobarea procesului verbal. Se abține cineva? Cine este contra? Aprobat cu unanimitate. 510 voturi de unitate. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Nuțu Costache, președinte de ședință pentru luna iulie 2017, inițiator primarul orașului Târgoviu. Discuții? Deci am spus că aici este favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Comisarul Panes, nu ați spus niciodată aviz. Nu, n-ați spus. Cum să nu ați spus aviz? Cine este pentru încă o dată? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unul singur, abținut. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin citație publică a spațiului comercial situat la parterul blocului F3 din strada Victoriei, numărul 38-42, din strada Victoriei, numărul 38-42. Discuții pe această temă. Aviz. Avizul comisiilor. Comisiei economice este favorabil cu unanimitate de voturi. Comisia juridică aviz Comisia de urbanism a avut favorabil necesarea că viitorul spațiu comercial să încheie parcarea în zona locurilor. Discuții pe această temă. Comisia economică a avut în vedere când a dat avizul cu orice bani venit este un pus la bugetul local și orice spațiu care este neutilizat și este la de obiect. Da, o spațiu mare de rând, dar o spațiu mici. Noi am avut în vedere... Și venitul de la 20 de oameni mai mare decât la 10 oameni. Vă rog. Toată țara care a fost un biolog, de la biolog, încă dată un supermarket, un market, într-un centru civic. Mai ales că este și pietonal. Unde vine om și parchează mașina. În loc să oferim turiștilor o cofetărie, un cafebar eventual. Noi am făcut, am aprobat cafebar între două instituții din învățământ, la 20 de metri de liceu și la 20 de metri de școală generală. Pentru turiști nu ne vine. Ne vine numai cum să acoperim banii pierduți din bugetul local. Nu știu, mi se pare foarte ușor și de asta nu o să vorbesc acest. Am înțeles. Alte opinii? Mă rog, aș solicita, dacă a apărut inițiativa de a fi închiriat spațiul ăsta, să fie prezentată o scurtă, un punct de vedere legat de motivația închirierii. Bine, faptul că trebuie închiriat e clar, pentru că e păcat să țin un spațiu de folosit care poate aduce o niște pericol, dar să vedem care e destinația, poate că discutăm. Asta, că din material nu s-a înțeles. Vă rog, domnul Vaceș. Deci, din materialul prezentat, nu s-a înțeles ce se face. Nu știu de ce domnul Ghiulea spune. 600 de metri pătrați, nu dacă este poate de fi făcut un butic. Din materialul prezentat... 10 buticuri. Din materialul prezentat, rezultă că se va scoate la licitație. De ce nu s-a făcut treaba asta? Se va deja destinația. Ce cerințe ai de spații și apoi vii să... Ca consiliul local să aprobe această hotărâre. Da, da. În cazul ăsta, cred că trebuiau cel puțin niște explicații. Nu așa. Am permis de luat. Am permis de luat. Vă rog, insist. Domnul consilier. Îmi pare rău că sunteți consilier tineri și nu vreți să vă documentați. Îi pun întrebarea domnului Ghiurea. Unde știți masă că vă face acolo supermarket? Aveți masă cu informație? Da. E foarte bine. Spuneți-mi și nouă. Ce supermarket se face? Să o presupuneți. Deci, vă rog să citiți materialele și e păcat. E păcat să nu fii pregătit pe mine la ședință. Înțeleg, domnul Măciuclu, dar tu... Deci, noi avem acolo, haideți să vedem... Și rugăminte în comisii, veniți, spuneți întrebările care trebuie spuse, pentru că nu se știe la ora actuală ce va fi acolo. Deci primăria, atunci când a construit blocul F13, a, din fonduri proprii,
a suportat, să spunem, cheltuielile la roșu cu blocul, a fost cota aparte și gândirea de atunci a fost foarte bună pentru că practic ne-am dat a cincea parte din ce însemna structură, la finisaje nu am contribuit și am gândit la vremea respectivă că acest spațiu este bun pentru a muta acolo toate birourile care au relații cu cetățeanul, adică energie electrică, apă, canal, salubritate. Și primărie, bineînțeles, primăria, asistență socială și ce au relații cu. Și am lăsat acest spațiu în ideea de a prinde un proiect și l-a amenajat. Constatăm că în ultimii ani s-a redus numărul celor care vin direct la aceste birouri. Chiar ne gândim acum că și la caserie la noi se primesc mai multe plăți online decât să vină omul la caserie să plătească și foarte mulți plătesc impozitele. Și ne gândeam atunci că ar fi bine să încercăm să scoatem aceste spații la licitație publică. Nu știm ce oferte sunt. De exemplu, la dimineața avem un cetățean cu o croitorie. Va fi el, nu va fi el. Spațiul va fi compartimentat în funcție de solicitările care vor fi și sigur că va fi licitație publică și vom vedea ce se poate face acolo. La ce ne-am gândit? Că decât să nu luăm nimic acum, să nu încasăm nimic, mai bine putem încasa o chirie și sigur să amenajăm cu utilități spațiul respectiv. Pentru că el ora actuală nu are branșamentele făcute bine. La intrare în bloc, dar nu are utilitățile la fiecare compartiment și nu știm la ora asta ce se poate face acolo. Ce știm noi că va fi un plan foarte clar, arhitectul va stabili exact ce este și toate lucrările care se vor face, devizele vor fi aprobate de către specialiștii din primărie. Am dat este un lucru bun să vedem dacă scoatem la licitație, că până acum orice solicitare a fost, am spus că nu se poate și sigur o să vă informăm atunci când avem și solicitări. Referitor la problema care sunt o grozavă, că unul mare, din tipul mic, nu știu exact de ce vrei să spui, nu 600 de metri ani tot spațiul. Am stabilit că toată suprafața s-o scoatem la licitație, nu știm cum vom compartimenta, dar în funcție de solicitări se va compartimenta. Putea spune și o întrebare, că noi, într-o ședință de anul trecut, am aprobat pentru compania de utilități publice să-și facă sediu acolo. Și am aprobat circa 200 de metri. În discuțiile avute cu compania, ei au spus că nu se mută acolo, vor să stea aici unde a fost căminul de fete, pentru că doresc să aibă și utilajele în curte și eventual birourile în față. Și în aceste condiții am inclus toată suprafața, având în vedere că ei nu doresc să se mute acolo cu birourile, ar fi și incomod să aibă muncitori utilajele aici și birourile să fie acolo. Astea sunt explicațiile. Acest cum credeți că este mai bine, dar ar fi bine să putem să casăm ceva de peste goale spații. Domnul Iară, poftiți? Conform hotărârii Consiliului Local, 56/2015, acest spațiu, 200 de metri pătrați, este al cultului. Întrebare, ei au putut chirie până în momentul ăsta? Că până în momentul ăsta acea hotărâre este în vigoare. Doi, de ce o hotărâre a Consiliului Local nu a, și-a produs efecte? Asta înseamnă că orice hotărâm pe aici rămâne așa, în neam, nu să știm ce se întâmplă. Pe urmă, am înțeles acum de la domnul primar că, de fapt, acolo 600 de metri pătrați și nu 200 de metri pătrați. Pentru că, în exponat din motivii, spunem că se abrogă hotărârea 55 din 30 și așa, care e vorba de 200 de metri. Pe de altă parte, trebuie văzut acolo câte intrări au. Pentru că un spațiu de 600 de metri pătrați, așa mi se pare că nu cred că îl poate ocupa unul singur. Un comerciant din diferite de asta. Probabil că vorbim 2-3. Trebuie să vedem, avem posibilitatea să-i dăm să aibă intrări separate, dar nu caut să aibă gestiuni, să aibă mai multe. Deci, în concluzie, 600 de metri pătrați e hotărârea pe asta, da? Am făcut că se abrogă la articolul 9, deoarece compania nu a încheiat contractul de închiriere nici la data când vorbim acum și sigur că nu a plătit chirie. Noi am tot sperat că vor face ceva acolo. În ultimele discuții au spus că nu vor face și atunci nu putem sta de ce acea hotărâre nu și-a produs efectul. Noi am fost bine intenționați și am vrut să dăm
companiei posibilitatea de a-și face un birou acolo, având în vedere veniturile pe care le au, ei nu pot face investiții acolo. Domnul primar, iar o secundă, că astea, de la 200 cât au avut ei, acolo sunt 600 în total. Ne-am închiriat 200, nu s-a făcut nimic nici cu aia 200 și atunci am vrut să scoatem toată suprafața să vedem cum putem valorifica acest lucru. Ne punem întrebarea de ce suntem suspicioși din 2015, dacă cuptul au văzut că nu își pot manifesta dorința să ducă la sfârșit. Trebuia scoasă la licitație imediat în luna 8-a, în luna 10-a. Au trecut aproape 2 ani. Și acum ne-am zis că înseamnă că cineva, ca să-l ajut pe colegul, a venit și a zis, domnule, eu vreau să fac aici cineva, a solicitat verbal, nu? Și noi imediat o scoatem la licitație. Ca să fie colegul. Da, puneți consiliul într-o divergență de genul ăsta, că nu are nimeni, că oare motive să fie împotrivit. Nu avem informații până la ora asta, domnule, că ar fi cineva. Dacă nu v-ați aveți, respingeți-o și rămâne continuare. Domnule președinte, cer permisiunea să fac câteva observații și asupra formei, dar și a fondului proiectului de hotărâre. Și, bineînțeles, și a materialului care îl însoțesc. La articolul 1 se spune clar, aprobarea închirierii spațiului, așa, desfacerii produse alimentare sau industriale, în baza studiului de oportunitate anexă la prezenta hotărâre. Eu aș aprecia ca un studiu de oportunitate să stea la baza lor unei hotărâri de către autoritatea deliberativă. Nu să ne-l însușim așa, mai ales așa cum este el redactat. Și o să-mi permit să fac o altă observație. Dacă să vedeți primele două fraze ale studiului de fezabilitate, prezentare generală, este, cum îi spune, copy paste, așa? Deci, copierea ad litera a primelor două fraze din raportul de specialitate al compartimentului de resort. Citiți și vedeți despre ce e vorba. 2. Acest studiu de oportunitate care ne se propune să-l adoptăm, vedem la 5. Punctul 5, o frază care iar îi lipsește predicatul. Deci, cineva mănâncă predicatele. Pentru asigurarea transparenței și unui tratament egal tuturor, nu a tuturor, solicitanților, în conformitate prevederea din legea 215, administrații publice locale republicate cu modificări și completări, punct. Ce se întâmplă pentru asigurarea transparenței? Ce trebuie să facem? Înțelegeți dumneavoastră? Deci, pe de o parte, nu găsesc oportun ca acest studiu de oportunitate să facă parte din corpul hotărârii, iar pe de altă parte, dacă ne înfășim așa ceva, trebuie să fim o leagă mai pretențioși cu ceea ce adoptăm. Mergem mai departe. Mă puteți verifica, da? Bun. Perioada se prelungește, spune la articolul tău, de 10 ani, care se poate prelungi dacă nu este intervenția instanțelor de judecată. Vă spun ca unul care am fost magistrat. Instanțele de judecată nu intervin în contract. Dacă le denunță una dintre părți și apelează la instanță, atunci instanța soluționează așa ceva. Mai departe, că finanțarea cheltuielilor de apă, canal, ce acolo, revine chiria și asta se subînțelege. Dar ce se mai spune aici? Investiția de amenajare, dar noi nu știm ce investiție este, a spațiului închiriat se va face cu acceptul proprietarului, iar cheltuielile de amenajare a spațiului vor putea fi compensate cu plata chirii. Aici se ridică un mare semn de întrebare.
Deci nu știm ce cheltuieli vor face viitorii potențiali chiriași. Chiria o știm noi că este 16 lei de metru pătrat, cum este ea. Dar cum e compensarea? Cine face compensarea? Și de ce o face? Cine stabilește ce am să bun. Și mai aflăm aici, la articolul 8, se puternicește primarul în exerciții. Acum vă spun o chestie, domnule primar. Vorbind de primar în exercițiu și primarul ales, cum a fost situația dumneavoastră, care era una și aceeași persoană. A fost ales primar, dar până la depunerea jurământului, atribuțiunile primarului erau primarul în exercițiu. Trebuie să rămânem și aceste lucruri, că nu sunt chiar easy cu alea. Și atunci, se puternicește primarul în exercițiu pus în plus acolo. Deci dumneavoastră sunteți primarul. Așa, să stabilească clauzele contractuale, să semneze numele Consiliului Local, contractul de închiriere pentru spațiul comercial, nu știu ce. Aici am alte observații, de fapt. În primul rând, ar fi trebuit însuși Consiliul Local, prin hotărârea care o adoptă, să stabilească clauzele contractuale. Specialiștii trebuiau să se așa, să vadă și termine și ce mai este acolo. Nu numele Consiliului Local, domnule primar, în numele orașului. Legea 215 spune clar. Primarul reprezintă în justiție, în fața altor autorități, în fața cetățenilor, orașul. Deci, și sub acest aspect ar trebui lucrurile revăzute. Că se aprobă hotărârea din 2015, nu-i rău, dar îmi pun întrebarea. De când s-a dat spațiul în folosință până momentul de față, cine răspunde că nu s-au realizat niște beneficii din chirii, din folosința acestor spații? Deci, acestea ar fi observațiile care le-am de făcut și cred eu, ca opinie personală, chiar dacă închirierea acestor spații vor aduce beneficii prin chirii, prin afluxul de turiști din stațiunea turistică Târgu Ocna, care vor năvăli să cumpri, să facă, să treacă, va trebui gândit mai bine cum procedem la închirierea acestor spații. Dixit. Mulțumesc, domnule consilier. Dau cuvântul. Eu zic, e foarte bine, chiar cu întârziere, că se pornește la închirierea acestor spații. Și sunt de acord că ele trebuiau făcute chiar în prima lună de când s-a inaugurat blocul. Deci, țin minte, prin decembrie s-au spus la niște alegeri, în 2012, noiembrie, decembrie, s-a inaugurat ANL-ul. Deci, mai bine mai târziu decât niciodată, că niște venituri spune oricând. Despre forma în sine, într-adevăr, pot fi făcute unele corecții, dar e bine să pornim la drum. Iar nu trebuie să ne fie frică de piață. Piața va determina ce obiect de activitate va fi acolo. Dacă va fi o activitate lucrativă, ăla care o va face, va acoperi o anumită nevoie socială. Deci, va crea locuri de muncă, va crea locuri de muncă, va plăti impozitele, va plăti chiria și toată lumea e fericită. Deci nu trebuie să ne fie frică că să faci un supermarket, să fac 5, că unul crește fazane acolo, sau va fi cizmărie sau altceva. Bineînțeles, noi dăm aprobarea de obiect de activitate. Important e ca să se creeze locuri de muncă, să avem și noi venituri, să aibă și acel agent economic pentru să-și achite impozite și să realizeze un profit. Și nu trebuie să mai stăm cu el gol. Asta e sigur. După 5 ani de zile aproape, trebuie să-i dăm drumul. Iar formă o găsim noi. Avem specialitatea, părinte specialitate, o să găsească un contract pe tot și să fie asta. Deci eu sunt pentru încheierea acestui spațiu. Deci din material de ședință se închiriază 600 de metri în totalitate.
Dar dacă eu prind să, dacă n-aș fi consiliat local, aș lua 20 și poate mai pierdea 20. Nu spune nicăieri că trebuie toți la acest agent economic. Da. Poți fi la 10 agenți economici care... Păi nu scrie explicit. Nu scrie explicit în... Poate să scrie explicit, deci nu... Cum deci îți dă copiile avizul? Dacă n-ai... Poftim? Cum îți dă copiile avizul? Păi nu, doamne, asta e, trebuie să-ți iei numai, dar nici nu ne-a făcut. Așa faci, dar în blocul și-l faci, nu, și-l faci un telefon. Nu pot găsi variante. Ăla care ia știe care-i treaba, dacă nu îl ia. Locurile de parcare din zonă, da? Sunt deficitare, nu înțeleg cum ar putea să... Bun, dar nici să ne uităm la el acum. Trebuie să găsim postul. Agentul economic care va veni și la licitație va ști exact toate astea. Nu trebuie să gândim noi în locul lui economic. Să lăsăm viața slăcită în această idee. Că ăla nu mai vine, dacă nu mai. Domnul președinte. Dacă tot punem problema locurilor de parcare, ar fi bine să eliberăm toate spațiile comerciale de pe acolo, ca să avem locuri de parcare cât mai mult. Adică să facem, să pustim tot. Nu, ar trebui să facem locuri de parcare. Normal că asta ne propunem și reușim. Este un lucrător că dorim, pentru că ne dorim să închiriem aceste spații comerciale. Rămâne de văzut cine se va angaja să închirieze un astfel de spațiu comercial și este foarte bine să fie închiriată toată suprafața de 600 metri pătrați. Pentru că va avea investiții destul de mari. Și dacă nu reușim să închiriem, eu v-aș propune ca după o perioadă care nu și-ar avea interesul meu, să trecem la amenajarea acestui spațiu comercial și atunci poate vor veni alți chiriași când vor găsi amenajat și... Da. Nu putem lăsa așa, pentru că e păcat. Pierdem niște bani. Și, adevăr, la contractul de închiriere, acolo la reziliere, eu aș mai adăuga ceva. Dacă nu va fi plătită chiria în două, trei luni consecutive, se poate fi reziliat contractul. Care spune că dacă nu își începe activitatea comercială. Dacă nu plătește chirie, sigur, dacă vom avea grijă în clauza contractului. Dar nu contract că poate chiria să fie compensată cu investițiile făcute, da. Ceea ce nu este corect. Acordul proprietar. Pentru care de făcut investiții da. Pentru a funcționa. Noi trebuie să găsim soluții, să-i dăm viață acestui spațiu comercial. Vă rog frumos. Dar să nu pună în concurență, adică concurență. Să nu facă rău altor spații. Că dacă facem un market acolo, sunt convins că între acest market și celălalt, unul va închide imediat. Nu noi trebuie să facem. Exact. Noi trebuie să facem. Și noi să alegem cel mai bun ofertă. Cel mai bun ofertă. Noi trebuie să facem. Eu am arătă părere, oarecum, sfera asta economică nu mi se pare a fi într-un totul definitorie și nu urma discuțiilor cu alte persoane, pentru spațiul acela fie și pe zona piatonală, eu văd o chestie, fie culturală, fie sportivă, pentru reținere corporală, pentru sport. Noi nu avem decât o sală de fitness și aceea înghesuită. De asemenea, un mini cinematograf 3D, o cartenea literară, o chestiune care să fie dedicată și locuitorilor orașului Târgu Ocna pentru relaxare, dar și turiștilor. Eu așa ceva văd în zona respectivă. Nu văd croitorie, nu văd buticărie, despre asta compartimentată, nici centru comercial nu văd. Asta e părerea proprie. A fost dată și direcția, adică eu știu multe persoane din Târgu Ocna care merg la marea orașului pentru astfel de activități. Multe persoane. Și cred că e nevoie. Și chiar dacă va fi să o subvenționăm, chiar dacă cuantul chiriei va fi mai mic. Eu zic că avem. Cu toții. Cu toții avem nevoie de tot. Mulțumesc și eu. Care cuvântul, domnul? Am vrut să nu ia cuvântul. Inițial am zis că nu iau. De această chestiune. Dragi colegi, stațiunea de interes național cu domnul. Ne place să spunem. Noi discutăm aici despre probleme economice. N-am nimic cu domnul Roșesc a sesizat că cineva care a redactat materialul mâncat de predica. Până la urmă, noi văd că mergem așa înainte, ca și nații, așa suntem noi. Și de asta, până la urmă, suntem români, suntem latini. Ne încurcăm în tot felul de pichițe și ne place să ne încurcăm în ele și le discutăm și le analizăm și le luăm pe o parte și pe alaltă și le lăsăm și mai stăm 10 minute și reluăm același subiect. Până la urmă este o problemă comercială. Noi avem un spațiu care s-a vrut a fi comercial, așa a fost construit. Acel spațiu produce plus valoare dacă este folosit, dragi colegi.
indiferent cum și în ce fel, bineînțeles, cu anumite aprobări, că nu poți să faci acolo o fabrică de cuie sau nu știu ce, dar mi-a venit în gând asta. Dar dacă noi nu folosim aceste spații pe care le avem, nu producem bani, nu produc plus valoare. De ce ne este frică de concurs? Până la urmă, piața hotărăște, dragă Nicu, ce va fi făcut acolo un super... Fii convins că dacă își va deschide cineva un supermarket, asta e problema ta, nu da? Și ți-o respect. Ai înțeles greșit. Dacă cineva își deschide un supermarket, piața va hotărâ dacă acel supermarket merge sau nu merge, activitate merge sau nu acolo. Dar poate cineva își deschide o cafenea care merge perfect în acea zonă. Este zonă pietonală, ar merge extraordinar de bine o cafenea, am dat un exemplu. Nu intenționez și n-am dreptul ca și consilier să închiriez să particip la licitație. De ce ne încurcăm întotdeauna în chichițe și în vichisuri din astea, fără niciun fel de temei? Haideți să-i dăm drumul, discutăm clar. Nu e așa de ușoară limba în engleză să spune me, tu, yes, no, scurt și am bătut palma și am mers înainte. Nu e să vezi că predicatul, că nu l-ai pus, că nu l-ai făcut, îl închiriem sau nu, facem bani în acel spațiu sau nu. Asta este problema, dragi colegi. Mulțumesc frumos. Domnule președinte, n-aș fi luat cuvântul în replică, dacă nu, domnul Rusu nu ar fi făcut trimitere la numele meu. La ce o fi servit, nu știu. Dacă avem cât de cât o dragoste de țară și de limbă, trebuie să le iubim deopotrivă pe amândouă. Lipsa predicatului într-o propoziție te conduce către un fapt absolut necunoscut. Nu știi ce a vrut să spună autorul. Înțelegeți dumneavoastră? De aceea, când voi mai observa tot felul de derapaje, să zic, la limba română, mă voi pronunța cu modestele mele cunoștințe. Doi, nimeni nu se împotrivește ca acest spațiu să n-aibă o destinație. Să n-aibă o destinație și să aducă profit prin închiriere. Întrebarea este dacă știe cineva ce se va întâmpla cu acest spațiu. Asta e problema care am ridicat. Nu că mă împotrivesc și acum văd că stăpâniți și engleza foarte bine, n-am înțeles ce ați vrut să spuneți prin această exprimare sau prin expresia care ați adus-o în fața noastră. Am vrut să spun că ei gândesc mai simplu și sunt mai direct și sunt în primele 8 economii de pe glob. Fără predicate, fără informații. Noi vrem să știm ce facem cu spațiul ăsta. Domnul Roșeț, nu am avut nici o... Domnul Rusu. Ceva împotriva dumneavoastră. Vă respect că ați văzut acolo, ați sesizat lipsa. Vreau să rămânem câteva lucruri. Mă bucur că sunt dezbatut pe această temă. Vedeți de ce a stat 2 ani de zile, poate mai bine, chiar 3 sau 4 ani. Și l-am propus pentru că știam că... Și cum mai sta 3 ani? Și vor mai sta 3 ani dacă așa doriți dumneavoastră. Vreau să vă spun următorul lucru, că aici spune clar, chiriașul va amenaja spațiul interior, funcție de necesități, numai după aprobarea documentației de către proprietar. Documentația va conține propunerea de compartimentare după caz, liste de cantități cu materiale propuse pentru a fi utilizat. Dar din ce s-a discutat aici, deci nu vă permite celui care ia pe chirie să facă ce lucrări dorește acolo, decât după ce sunt aprobate. Eu mă bucur, domnul Roșeț, tot timpul îmi sari în ajutor și îi mulțumesc. Chiar nu vreau să fiu eu un puternicit să închei contractul. Vreau să faceți dumneavoastră o comisie din 3 consilieri să-l vedeți. Sau putem trece aici că forma contractului va fi aprobată în Consiliul Local. Nu mă deranjează chestiunea asta. Și domnul Grozavu, cine dorește să facă draftul de contract, modelul de contract, da? Și uitați aici, și la propunerea făcută de doamna Bala Liliana, nu mi deranjează dacă aici mai punem așa.
spații sportive, de agrement, alimentație publică, sexy shop, ce doriți noastră să facem? Divertisment, cluburi, Darlington, ce doriți noastră? Chiar vă rog să, să propuneți, că nu deranjează. Noi am pus de desfaceri alimentare și industriale și colegii cred că au avut, au avut în idee că acolo avem niște prețuri stabilite de pornire în taxe și impozite locale și de acolo ne era ajutor. Însă, pentru că au fost dezbateri și nu dăm un început, rugămintea este, dacă n-ați aprobat, ați scăpat executivul de o mare problemă, când veți dori dumneavoastră, atunci veți aproba. Dar dacă pornim acum, avem în ședințele viitoare, vom veni cu propunerile care sunt și sigur că le vom dezbate. Nu știm la ora asta cine va solicita. Când vom avea câteva solicitări, eu vin și vă spun și dacă vom avea aici problema, dar domnul Iurea deja știe, poate l-a duce din sușia tot spațiul și ne-am bucurat foarte mult. Dacă am avea o firmă să ia tot spațiul, ar fi foarte bine. Și atunci... Cine a zis că voi? Nu, era o dilemă, că și domnul Luz a făcut aceeași chestiune, că nu poate participa la licitație și domnul Bilea zice că n-are voie. Cine spune că n-are voie? Tu abțineți să votați, că aveți interes și puteți participa la licitație. Care e problema? Da. Bine, haideți că... Dar asta era problema. Toate propunerile dumneavoastră pot fi îmbunătățite în contract și am reținut ce, ce s-a spus aici. Extindem și alte domenii, dacă vreți, domnul secretar. Puneți și alte domenii ca să prindem tot. Noi am pus industriale, am pus alimentare și industriale, ca aici am avut. Și dacă vreți, punem sau alte domenii, sau dacă vreți, puneți noastră, sportiv, agrement, alimentație publică. Puneți ce vreți, modificăm cu ce propunere este. Da. Și, sigur că va trebui să venim aici. Și dacă doriți ca forma contractului sau Consiliul Local să fie informat înainte de licitație, dar sunt date publice și informații, licitația este publică, aveți acces la toate informațiile. Dar cred că, într-adevăr, așa cum s-a spus și aici, și mulțumesc domnului Antochi și domnul Rusu că au sezat, trebuie să pornim undeva, pentru că dacă așteptăm 2 ani de zile ca să facă compania și n-a făcut nimic și iar mai așteptăm, pierdem și e păcat că spațiile se, se degradează și nu câștigăm. În ceea ce, ce privește compensarea chiriei, e posibil și am dat această posibilitate, chiria s-a stabilit, nu știu cât stabilește licitația, și până la amenajarea spațiului, îi calculez chiria, dar eu evaluez în ceea ce face el acolo. Este și asta o variantă, nu știm cum va fi, dar sub nicio formă nu se poate da un spațiu fără ca să, la data încheierii contractului, să nu încasez pe chirie bani. Mulțumesc. Iar problema NAGA puteți să o ridicați noastră, și compania a plătit sau n-a plătit, și dacă compania va plăti sau nu, de la data încheierii contractului, de la data aprobării hotelului Consiliului Local până acum. Cunoașteți situația financiară a companiei și nici n-are rost să, să mai ținem acest spațiu ocupat teoretic de ei, în realitate n-au făcut nimic. Și este bine să dăm drumul spiciului. Vă rog, o completare din închirierea acestor spații, acestui spațiu comercial, va face ca locatarii de la etajul 1 din acest bloc AMR să aibă o economie la, la încălzire, pentru că la partea de jos, iarna vine... Da, va fi o economie și pe încălzire. Da, nu prea mare, dar... Discuțiile chiar dacă au fost contradictorii, eu zic că sunt constructive. Propunerile care au venit în fiecare direcție, mi se pare o etă concretă. Pentru încheierea acestui spațiu. Însă, eu aș propune, totuși, dacă s-ar putea o compartimentare către sumară pe acestui spațiu, ținând cont de o suprafață mare pe care o are. Și m-aș gândi dacă ar fi posibil chiar lăsat un spațiu pentru anumite activități care țin de partea culturală la localității noastre, nu știu, poate ar fi de mutat biblioteca acolo, poate, nu știu, facem un punct secundar de centru de informare în zona centrală a orașului, găsit o modalitate în care să ne putem dezvolta multe activități care la un moment dat sunt, nu știu, prea aglomerate în primării, se poate fi transmis dincolo. Celălalt aspecte care țin de modul de compensarea cheiilor rămâne discutat. În părerea mea este că nu trebuie plecat în contract de la început de compensarea cheiei cu investițiile pe care le face ceilalți,
Pentru că, în momentul de față, chiria este foarte mică și ne-am duce cu o compensare, ar veni cu niște factori destul de substanțiale, care în 10 ani de zile trebuie să-i dăm noi bani înapoi ca să poată să plece de acolo. Sunt multe amendamente. Propunem amânarea acestui punct sau... Nu, eu sunt pentru a se încheia acest spațiu, căutând niște forme, metode cât mai concrete, care, într-adevăr, să aducă venit poate. Putem trece la vot sau mai are cineva de spus ceva? Da. Supunem la vot proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii din licitație publică a spațiului comercial situat la parterul blocului 13 din strada Victoriei, numărul 3842. Cu amendamentele. Pe care sunt amendamentele? Ele trebuie textual prezentate Consiliul Local și Social. Asta am spus. Da? Să se treacă amendamentele și amendamentele. Dacă nu, supunem în forma prezentată. Ai prezentat amendamentele. Aici, va de fapt, trebuie să alimentare doar industriale și am destinație. Și alte activități de interes civic. Atât. Asta e un amendament care nu văd rău. Ar fi de o oportunitate că nu mai aprobăm. Nu știu să ce parte. Nu, el a fost făcut de compartimentul nostru și n-am mai mers cu o firmă specializată ca să facem studiu de proprietate. A făcut ea o evaluare și îl aprobăm prin hotărâre sau rămâne? Face parte din hotărâre. Face parte. Bun, și îl aprobăm așa, fără prejudicat? Pune predicat. I-am pus și predicat aici, așa să pune predicat așa. Mă zic că o să vedeți cu predicat. Și copiat așa, cum e... Două, stați un pic să ne înțelegem. În raportul de specialitate și în expunerea de motive, tot timpul veți vedea că luăm din studiu de oportunitate fraze și din raportul comisiei. Au fost dispute și pe planul... Știu, nu. Dar asta se întâmplă. Ați văzut că... Dar dacă e același autor... E același autor și studiu de oportunitate și... Și raportul a fost acesta. Dar o să-l corecteze, domnul Roșeț. Aceeași persoană l-a făcut, din păcate... O să corecteze domnul Roșeț. Domnul Roșeț. Și vreți dumneavoastră împreună cu arhitectul Șef să faceți corecturile necesare și să-i arătați predicatul. Domnule, mai copiți ingență din banca. Am înțeles. Corect. Haideți să trecem la poate. Păi s-a discutat destul de mult aici despre neapucarea investițiilor din chirie. Deci ăsta e tot un amendament până la urmă, nu? Noi ne apucăm, închiriem ceva, dar în fapt, exact cum a spus și domnul consilier Nuțu, poate în 10 ani să nu plătească nimic chirie, că vezi, Doamne, ce investiție a făcut. Eu zic să fie un amendament foarte important. Deci ăsta închiriez, stabilim, nu de acum, dacă fac un perete, datorită la acest perete, eu nu o să mai plătesc chirie 20 de ani. Știți povestea cu cuiul pe piele, am făcut și o cacofonie. Deci, pe el așa lăsa cu cuia acolo. Da, deci eu aș dori să fie un amendament, ca să putem vota. Dacă nu m-am ținut să fie următor. Am spus, dar nu m-am reținut, domnul secretar, că draftul din contract va fi dezbătut în Consiliul. Și atunci vedem exact ce condiții pune. Ca să mai lupta. Dar mai văzut, dați, am și scris aici, draftul din contract. Deci, vedeți ce se îmbuternicește primarul. Să stabilească clauzele contractuale și să semneze numele și pentru Consiliul Local. Aici punem că draftul de contract va fi aprobat în Consiliul Local. Și vreau să dați toate clauzele. Mai sunt spații care pot fi scoase. Este spațiul de la piață, este spațiul de la IEF-ul celălalt, care a fost central înainte. Nu, domnul, haideți ca să nu... Deci la piață avem licitație deschisă publică. De câte ori facem? În fiecare lună se face licitație, nu avem niciun, nu avem solicitanți. Iar celălalt unde este magazinul, este proprietatea băncii Transilvania. Nu este proprietatea primăriei. Să înțeles, este proprietatea Transilvania care l-a achiziționat prin executarea societății care a fost. Transilvania este cu chirii. A, e treaba lui. E problema lor care... Supun la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin citație publică a spațiului comercial situat la parterul blocului 3 pe strada Victoriei, numărul 3842. Cine este pentru două amendamente? Amendamentele menționate. Cine este pentru?
Cine este împotrivă? Se abține? Cineva? Se aprobă proiectul cu majoritate de voturi. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea terenului și a clădirilor aflate în orașul Târgu Ocna, strada Tisești numărul 45, pentru o perioadă de 25 de ani, către DGASFC Bacău, pentru implementarea proiectului servicii comunitare pentru persoanele adulte cu dizabilități. Comisia economică a vis favorabil, unanimitate de voturi. Comisia juridică a vis nefavorabil pentru voturi, pentru 3 voturi. Comisia economică a vis favorabil, unanimitate. Dumnezeu să se întâmple. Vă rog. Cine are observații, da? Observații, da. Observ aici, dacă tot vorbim de observații, că spune așa, clădirilor în suprafață de aproximativ 1052 metri pătrați și a terenului de aproximativ 3000 metri pătrați. Nu putem lucra cu entități exacte. Adică 1052,30 centimetri pătrați. Da? Asta ar fi. În loc de aproximativ, câteodată, aproximativ, da, aproximativ. Cât e aproximativul ăsta? În sus sau în jos? În plus sau în minus? Cu aducerea la îndeplinirea prevederilor prezente hotărâri, se împuternicește serviciul de urbanism la administrarea domeniului public și privat, care va întocmi documentația necesară pentru darea în administrarea imobilului. Ori acest element trebuia să-l fi întocmit până acum. Deci știm, pui, dăm în folosință, în proprietate, în administrare, știm. Și atunci trebuia să fie făcută și această documentație. Și noi o citeam, ne documentam și noi la rândul nostru și poate eram mai iluminați cumva, mai clarificați. Mulțumim, domnule consilier. Alte observații? Nu mai sunt? Vă rog, domnul Ma. Am avut solicitări de... Da. Adresa de... prin care se solicită de către Direcția de Asistență Socială, care este în subordinea Consiliului Județean, a solicitat clădiri pentru un proiect, proiectul cuprinde un centru de zi și locuințe protejate. Condițiile puse din ghidul de finanțare arată că nu pot fi construite în zona garajelor, dacă țineți minte, la fostul spital. Sunt construcții, cred că de aceea și dat construcția aproximativă, că chiar nu se mai pot, ele sunt într-o fază de uzură avansată, încât chiar nu poți să-i mai dai construcția și suprafațare, pentru că pereții sunt o parte din ei deteriorați. Este vorba de fostul spital, unde pe pavilioanele central și cel unde a fost pediatria funcționează centru, iar unde a fost radiologia, birourile, în partea dreaptă, când intrați în curte, și farmacia din stânga au o stare avansată de degradare. Deci ne-am propus să le dăm și suprafața de teren care este aferentă acestor construcții și așa cum a spus doamna Liliana, ar fi bine dacă s-ar face aceste proiecte acolo, pentru că nu avem nicio altă oportunitate pentru a dezvolta aceste proiecte. Cadastrele care vor însoți se lucrează și la cadastre. Ei au nevoie urgent de hotărârea noastră ca să poată demara procedurile de finanțare. Și sigur că ele vor cuprinde exact suprafața care va fi măsurată acolo, domnul Roșel. Cred că ar fi bine să aprobăm, pentru că este concurență destul de mare la depunerea proiectelor, din câte știm, am depus și Moineștiu proiect
În județ sunt multe proiecte depuse și sunt comisia care le va analiza. Noi trebuie să facem și un parteneriat. O să-l facem luna viitoare. Vom avea pe ordinea de zi și parteneriatul cu ei. Nu știam încă în ce condiții. Pentru că aici finanțatori vor fi Guvernul României, vor fi și fonduri europene și va trebui să venim și noi cu o cofinanțare. Neștiind toate aceste date, le vom aduce în data viitoare. Eu cred că colaborările care am avut cu Direcția de Asistență Socială pentru oraș au fost bune. Eu țin minte că atunci când în 2007, sau din 2005, am pornit cu celelalte două centre, Centrul de Îngrijire și Asistență și Centrul de Recuperare, tot așa au fost tot felul de discuții și probleme și uitați că acum avem aproape 130 de angajați acolo, sunt în jur de 100 de persoane asistate și ați văzut și dumneavoastră când este un examen se duc 3-4 persoane la concurs pentru a ocupa aceste locuri de muncă. Dacă se pot face aceste proiecte, este bine. Toate aceste amănunte pe care le ridică domnul Roșesc le vom perfecta. Am luat cunoștință de ele. Cred că ar trebui să aprobăm un proiect așa și sigur că vom ține cont ca să dăm niște fiind probleme din patrimoniu, nici nu putem înstrăina așa cu aproximativ, ar trebui să scriem exact. Domnule președinte, o scurtă intervenție, de ce m-am sesizat cu aproximativ? Mă gândeam să nu fie afectat din terenul unde urmează a fi construită creșa. Că poate vom ajunge în postura să facem un spital, un centru de sănătate acolo și nu o să avem teren. Și ne-am făcut-o cu mâna noastră aprobând azi 25 de ani o investiție ipotetică. Deci noi știm ce vor să facă de GSP-ul acolo, știm ce vor să investească, dar nu știm dacă va fi așa. Putem să le dăm pe 5 ani și în caz de nu își respectă angajamentele, să se rezilieze contractul. Asta e tot. Deci nu se poate, nimeni nu investește pe o perioadă de 5 ani. Și să țineți minte că atunci când am dat terenul pentru celelalte două centre, tot așa a fost 25 de ani și atunci am pus problema terenului și uitați că 10 ani deja au trecut. Ce este foarte important, că finanțarea de funcționare ulterioară este făcută de către Direcția de Asistență Socială și este foarte important. Pentru a face, în acea zonă nu se pretează să poți face spital, pentru că nu ai toate utilitățile necesare și încă o dată cei care ați fost acolo, rețineți că practic cea mai mare parte a spitalului și principală este funcțională, cu centru, sunt doar clădirile din stânga și din dreapta cum se intră acolo și cred că este bine să aprobăm așa. Putem face orice, o casă de sănătate, o casă de bătrâni, un centru de permanență, orice. Supunem la vot. Sau cine mai are o observație de făcut? Observație? Nu. Da? Acum putem. Dacă nu sunt, se punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Cine este împotrivă? Proiectul a trecut cu majoritate de vot. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 din hotărârea de Consiliu numărul 53 din 31.05.2006, prin care au fost aprobate tarifele pentru serviciile publice de salubritate prestate de SECPSA pentru persoane juridice din raza orașului Târgu Ocru. Avizele? Comisia economică a vizit favorabil majoritate de vot. Comisia juridică a vis favorabil cu ziua de amendament pe care o lăsăm loc. El vă rog și să-l prezinte de aducă și trebuie să-l spune la deci, chestiune de observație. Domnul Corle, deci... Scuzați, domnule. Deci,
E o chestiune pur de formă. Pentru că articolul 1 și articolul 2 soluționează aceeași chestiune. Și atunci, adică să spunem la articolul 1, modificarea articolului 4, nu știu ce, care a fost pe aprobat, și la articolul 2, articolul 4 se modifică, punem o singură, un singur articol. Articolul 4 din hotărârea Consiliului se modifică și va avea următorul cuprins. Ghilimele. Prezenta hotărârii intră în vigoare cu luna septembrie. N-aș pune luna septembrie, aș zice 1 septembrie, 15 septembrie, adică o dată certă. Deci în septembrie de 30 zile. Da. Pentru că și în hotărârea cealaltă, tot așa, luna iunie, s-a prorogat cu 2 luni. Nu zic nu. Măcar dar s-a rezolvat astea 2 luni ceva, adică o lună s-a dus. Da. Observație, altă observație? Da. Vă rog. Da, domnul șeț. Iarăși aveți dreptate. Se pare că materialele au fost pregătite așa cu aproximație în jur de, dar aveți dreptate 1 septembrie. De ce este necesară modificarea? Sigur că articolul 1 nu are rost atât timp cât articolul 2 îi stabilește exact. Așa este. Unul din articole trebuie scoase și cred că... aveți dreptate și data trebuie pusă în 1 septembrie. De ce este această modificare? La data când am aprobat tariful pentru deșeurile menajere pe tonă, s-a stabilit hotărârea să pună în aplicare de la 1 iunie. Până la 1 iunie n-au reușit, așa cum au fost solicitările, să discute cu fiecare agent economic. Ei au început discuțiile, au câteva la 10, cred că 100 la ora actuală cu care au discutat. Noi am stabilit în discuție atunci, ca în urma întâlnirilor pe care le vor avea cu agenții economici, operatorul de deșeuri să stabilească acel regulament. Și după ce avem regulamentul, la 1 septembrie are și regulamentul și încep să taxeze. Altfel îi trebuiau din iunie deja să meargă cu tariful la persoane juridice. De ce trebuie modificat? Alte observații? Eu mă refer acum la contumul acestui tarif. Nu neapărat la modul de al negocia cu fiecare agent economic. Sper să fie făcut, luând în calcul toate creșterile salariale care au fost, pentru că anumit partid a fost votat cu entuziasm în toamnă, că dublează salariile, pensiile, punctul de pensie ajunge la cer, dar nu trebuie să fim naivi că pentru o societate comercială nu va putea asigura salariul minim, mai ales că activitatea lor chiar se bazează că sunt necalificați, doar prin creșterea productivității și a managementului. Chiar dacă ar fi managementul cel mai mare din lume. Ceea ce nu-i cazul, bineînțeles. Cel mai bun din lume. Da. Deci, să fim conștienți că aceste creșteri aerea trebuie să performanțeau totul prin preț. Prin tarif, în cazul ăsta. Pentru că nu avem interesul și sper să fie prinse astea ca această companie să fie pe pierdere, să fie închisă. Pentru că avem o dublă calitate, vă amintesc. Deci, încă o dată, trebuie aceste crește să fie prins în tarif. Deci nu ne putem jura. Cât ar fi de bun activitatea managerială acolo, nu pot fi acoperite creșteri de 50% salariului minim, de dublarea nu știu cui și nu știu ce prime de unde mai sunt. Deci, sunteți convins că ați prins toate astea. Dar să fim și noi convins. Bun, dar înseamnă că eu voi vota acest tarif. Da. Observați, alte observații? Păi tariful n-a fost. A fost aprobat, dar am reținut ce a spus domnul Antoi, că observațiile sunt corecte, cei de la companie sunt... Nu mai au voie să fie pe pierdere. Din moment ce a venit cu tariful ăsta, nu și au prins toate astea. Nu vine după aia, domnule, stai că nu mi-acoper, nu știu ce, crește salariale. Iar dacă mâine guvernul spune să arunce 3.000 de lei, poate să spună, dar trebuie să vină cu creștere de tarif. Clar. Pierderile companiei nu sunt de la creștere salariale. Da, se vede experiența domnului Antochi, a condus asemenea întreprindere cu profilul acesta de activitate. Noi tariful am stabilit, cum au stabilit cei de la VIS, ca să fim și noi de rând cu toată lumea din județ. Dar aceste discuții directe, poate ne poate spune câte societăți ați, cu câte societăți ați situat în această oră? Cu 70. 70 de societăți. Și vor stabili din discuții un mod de plată pe care vor face și contract,
încât să poată separa pe profilele de activitate și regulamentul să facă nu din birou, ci din discuțiile cu societățile comerciale, pentru că dacă ai pus o cantitate mai mare, nu va fi plătită și vom elimina și aceste procese care sunt cu de companie și cei care nu au plătit serviciile prestate. Și observația noastră este corectă, de aceea le-am mai permis încă două luni să facă și un regulament bun, care să fie și ușor de aplicat, având în vedere că el a rezultat în urma discuțiilor avute cu agenții economici. Mulțumesc! Supun la vot. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 din HCR, numărul 53, din 31.05.2017, prin care au fost aprobate tarifele pentru servicii publice, responsabilitate prestată de SC Cupresa, pentru persoane juridice de veraza orașului Târgovna. Cine este pentru? Cu amendamentul, făcut de domnul Șor, amendamentul, pentru domnul Șor, articolul 1. Cine este? Cine este pentru? Nu, mă abțin. Mă abțin pe considerentul că tarifele sunt mari, iar serviciile sunt foarte proaste la tarifele pe care le-au prezentat. Acum, vreau să supun la vot, da? Pe lângă ordinea de zi, punctul 5, interpelări, întrebări, petiții, declarații politice, și alte probleme supuse către Consiliul Local. Atenție Consiliului Local. Ca să putem da cuvântul și invitațiilor noștri să se poată exprima. Vedeți că eu cred că am lămurit această problemă. Invitații au cuvântul în ședință. Singura problemă care a fost că nu este în ordinea de zi acest punct divers. Nu dispunem interpelări pentru că interpelările se fac conform regulamentului. La începutul ședinței și vă rog să vă uitați regulamentul și să uzați de el că este aprobat de dumneavoastră. Și însă acum, domnul președinte, va da cuvântul întâi la consilier și sigur la invitații care sunt. Dar este în afara ședinței, nu vor avea de loc. Deci discuțiile vor avea loc. Numai că observația domnului este incorrectă, nu pe ordinea de zi pe care o aprobăm. În momentul ăsta ședința este închisă și discutăm în continuare ce e. Domnul președinte, aș vrea să aduc în atenția întregului consiliu o dispoziție a legii 15, articolul 52, care este în vigoare și spune așa, la locul local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele Consiliului Județean, reprezentanții acestora, deputați și senatori, miniștri și ceilalți membri ai guvernului, secretar, subsecretar de stat, șefii serviciilor publice de concentrate ale ministerilor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrative teritoriale, în probleme care privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii și accentuiesc, precum și persoanele interesate, invitate de primar. Aici se ridică două aspecte. Dacă domnul primar a invitat pe cineva la ședința Consiliului Local, domnul și să vedem interesul acestor persoane. Domnul Roșeț, vă rog să permiteți. Domnul Roșeț, de un an de zile spuneți că să nu mai avem diverse. Am încheiat ordinea de zi? Da. Vă rog să închideți ședința, discutăm cu care. Domnul președinte, vreau să închideți ședința, nu mai avem niciun punct pe ordinea de zi și discutăm după. Deci am încercat să pun pe ordinea de zi. Domnul președinte, nu puteți să puneți pe ordinea de zi. Cum a suplimentat atât de atâtea ori, cum a suplimentat, a zis-o de la început. Dar de ce n-a spus-o de la început? Dar de ce n-a spus-o la vot? A zis-o de la început, domnul Rosu. Dar de ce n-a supus-o la vot, domnul președinte? Și a prezentat-o fără ordinea de zi. A spus? Domnule, n-a supus ordinea de zi la vot, dacă vrem să fim literal cu legea. Da? Vă deranjează punctul diverse? Nu mă deranjează, întotdeauna l-am votat pentru. Dar dacă spune că respectăm legea și regulamentul, am încheiat ordinea de zi. Numai astăzi o respectăm. Declară închisă ședința. Așa, acum discutăm ce trebuie.